ați spus un lucru. Copilul, dacă doarme cu mama, cum ar trebui să fie învățat copilul să doarmă? În pătuțul său, ori în pat alături de mamă? Cel mai important din punct de vedere medical este ca copilul respectiv să fie în siguranță, să nu se sufoce. Și sunt niște criterii care trebuie îndeplinite. Degeaba îi spui unui cuplu că copilul este bine să fie în cameră, cel puțin cu un adult, dacă mentalitatea este trebuie să aibă camera lui de la început. Adică e greșit, nu? Intervii într-o relație de familie ca să perturbi puțin, pentru că nici ei nu o să fie confortabil și nici copilul nu o să se simtă confortabil. Dacă mama decide să doarmă cu copilul în cameră, în pat, și vine altcineva și îi spune ar trebui să aibă camera lui, tot nu va face treaba aceasta sau o să o facă și o să se chinuie și o să perceapă acest lucru ca un chin. Că face ture. Îți dai seama să se trezească din două în două ore sau din oră în oră să-l hrănească pe copil. Din punct de vedere medical, copilul trebuie să fie în aceeași cameră cu un adult, chiar dacă avem acele monitoare și tehnologia ne ajută, în primele luni, cel puțin, să stea supravegheat. Pentru că copilul poate să regurgiteze în somn și să nu auzi. Se poate neca. Se poate să-și tragă o păturică, se poate să-și bage o mânuță printr-o zăbrea, pot să facă diverse lucruri, să se rostogolească, să rămână acolo. Sunt niște criterii care trebuie îndeplinite la somnul în pătuț sau în altă cameră. Da. Niște criterii care trebuie îndeplinite și dacă alegem să dormim cu copilul în pat. Da? Adică să nu fie saltea din aceea cu apă, să nu fie plapume mari, să nu fie părinți fumători care sau consumatori sau sub tratament, anumit tratament medicamentos, ca să nu punem în pericol copilul. Wow. Să nu doarmă doi copii de vârste diferite, gen un nou născut cu un copilaș mai mare, imediat lângă, pentru că există riscul să fie lovit, să fie sufocat, să fie diverse. O mamă niciodată nu-l sufoc, nu se urcă peste copil. Că mai sunt mame care zic, nu pot să dorm cu el în pat, că mi-este frică dacă mă rostogolesc peste el. Nu te rostogolești, nici pe burtică când aveai dita mai burtica nu te puneai. În schimb, plapuma poți să o pui pe el.